Bun, hai să vedem. Da. Bine, de acord, foarte bine. Foarte bine. Da, foarte bine. Aș fi vrut totuși să văd o umbră purtată ceva, știi? Foarte bine. N-ar fi stricat asta să fiu un pic mai, știi, pe o parte un pic de tot mai umbrit. Na, lipsesc umbrițele purtate. Dar grafica e bună. M-am făcut și axonometria, trebuia doar tripla proiecție. Coam. Atenție cu chenarele astea. De foarte bine. Alex, da. Ți-e frică să pui culori. Nu trebuie să fie frică să pui culori. Încearcă să întărești din nou epurele, da? Da, nu era deloc. Trebuie să le îndești pe aceeași planșă. Da, ți-e frică să pui culori. Nu-ți mai fie frică să pui culori. Trebuie să strici niște planșe. Da? Printre cele mai importante exerciții pe care le putem face la meditație, e la în care vin eu și dau cu markerul negru. Evident, dacă ești pe online, îl faci de acasă, dai cu marca negru pe foaie și repari pe urmă, da? Ca să te obișnuiești cu ideea că orice s-ar întâmpla, poți să repari planșa respectivă, da? Dar nu e rău de sunul ăsta, e foarte ok. Foarte bine, uite, niște sensibilitate, da? Da, compensează, da? Aș fi vrut să văd un pic mai multă grafică pe aici, un fundal, un ceva, știi? E original, dar nu, iarăși, se duce prea departe de efectul de arhitectură. De exemplu, da, aceste plante ar fi trebuit să lase o umbriță un pic mai accentuată, știi, ca să-ți iasă ce vrei tu să-ți iasă. Știi, se simte că e desen de arhitectură, da? Nu mai devia. Da. Foarte bine. Grafica e foarte ok. Da, foarte bine. Foarte bine. Sunt niște greșeli de perspectivă pe aici. Încearcă caruiajul ăsta să oprești mai jos de linia orizontului, da? Ha, ciudă mie când trebuie să scad. Da? Greșeala de genul ăsta de perspectivă te-ar pica admiterea sau portofoliul. Foarte bine. Da. Da, foarte bine. Fix aceeași greșeală. Încearcă să oprești mai jos tabla și fundalul se ducă mai, da, să completeze. Nu e rău, dar unde sunt umbrițele alea purtate? Dar e destul de bine desenat. Păcat că sunt... Da, te uiți la astea și nu știi care sunt în lumină și care sunt în umbră. Trebuie să exagerăm această spațialitate, da. La grafica de tehnic trebuie să fie un pic mai precisă. Sunt eu sceptic că înălțimea asta este asta. E ceva pe aici care l-ai învârtit tu. Da? Da. Foarte bine. Hai să vedem dacă e umbrița asta corectă. Mă uit și eu la elementele esențiale. Asta vine până aici. De aici, da? După aceea se duce în afară încă un pic. Se oprește aici și vine o muchie. Și urcă. Da? Nu pot mai mult de atât. Grafica e bună însă. Da? Nici vreau să mă uit la nume. Sunt niște greșeli de perspectivă pe aici. Casetările astea ar da bine pe curbură. Da? De bine. Da. Aici ar fi trebuit să sapi un pic înăuntru. De foarte ok. Sunt câteva greșeli de perspectivă. Ia uite asta cum se micșorează, da? Trebuie să se ducă un pic mai jos aici. Asta cum pare o iluzie optică. Nu poți să mă întrebi și tu în timpul săptămânii? Nu tu ai pus mimul ăla cu tipul care și-a un pumn și e blocat de întrebat în timpul săptămânii? Da. Foarte bine. Parcă vorbesc altă limbă. Să nu mai predai niciodată un desen desfășurat.
Am zis asta. Am zis-o de atâtea ori, da? Și tehnicul e hașurat. Asta cred că e low IQ. E ca și cum, nu știu, te duci în bucătărie și zici, ai faianță, e WC-ul, hai să fac nevoia mică sau nevoia mare, da? Da? Adică ca și cum creierul pornește alt pattern. N-am zis că ăsta este tehnic și tehnicul mereu o să fie nehașurat. Da. Sunt pe aici niște faze. Le simt. Da, uite aici, de exemplu. Da. Încerc să pun un pic mai mult accentul în prim plan. Coloana asta ar fi trebuit să vină foarte strong aici și un fundal foarte strong, da? Nu e rău. E bine detaliat aici, dar e păcat că nu e arhitectural din cauza acestor scăpări. Știi? Foarte bine. Foarte bine. Da. Hai, accentele un pic mai strong în față, da? Umbrița asta ori este atât de închisă încât lucește, ori nu este suficient de închisă. Da? Da, dar nu văd nimic acolo. De ce să luăm note mari? Cum? Se poate să iei odată 8? Nu, trebuie să te învârți pe a 7, 7, 30. Desenul de linie este calitativ, dar nu avem nimic acolo. A, aici. A, bine, de acord. Chit că puteai să le strecori pe aici, să știi. Nu e nicio crimă să pui aici o cracă din aia, știi? Și pomișorii de plan să-i strecori printre. Chiar nu este nicio crimă. Da? Ce să dăm aici 50. Da. Atenție cu hașura la astea. Încearcă să le prinzi. Observ că la tehnic ți-e un pic greu. Lipsele astea sunt magice. Camelia, da. Aici să vedem aici. Da. Stai că se uită în sus. Un pic de tot să tragă în jos așa, da? Cum să mă întreb în timpul săptămânii? Nu se poate și ceva, nu? Întărit aici un pic mai mult, da? Da. Da. Nu e rău. La oameni e complicat, da? Dar văd că ți-ai dat silința. Se simte că ai făcut absolut cât de mult ai putut, da? Și e perfect. E complicat la oameni, dar lasă așa. Încurajare. Da. Dar naibii, nu poate coloana asta să se ducă un pic mai mult să fie o bandă care le unește, nu? Da, și un pic mai contrastant în față. Da? Foarte bine. Asta nu poate să fie o casă, nu? Nu poate. N-avem umbre. Și acum o să zici un copy-paste din ăla de genul de NPC, cum zic ăștia. Adică nu știam că se pun umbre. Nu? O chestie de genul ăla. De ce să luăm note mari când putem lua note mici? Da. Da. Bun. Dar asta e dedusem 7 înainte. Nu. Întreabă dacă nu știi. E perfect în regulă. Da. Da, rozul ăsta e adorabil, dar nu ți îmbunătățește situația. Un contrast mai mare. Am cum sunt astea? Scanerurile date invers. Dar în exterior. Uite, dacă tot ai făcut tu cercurile astea, pune și canelurile ca să le vezi în perspectivă aici cum vin. Da? Încearcă să... Eu știu că tu vrei să-ți exprimi personalitatea, dar nu... Și dacă modul ăsta să pui rozul ăla acolo, și dacă aduce atât de mult, știi? Adică nu bifează firmitas, utilitas, venustas ăla. O umbră mai contrastantă, umbra ăstuia aici, construcția exagerată, știi?
Lucruri de genul ăsta ar fi contribuit la planșa ta mult mai mult, să pun pe aceeași linie. Da? Foarte bine. Puteți să le pui pe aceeași planșă. Așa, Daria, da. Dar avem o iluzie optică aici. De gradeul ăsta trebuie să ducă în jos. Da? Aceeași eroare. Și o greșeală de perspectivă. Ți-am corectat-o și când ai pus întrebări în timpul săptămânii, dar nu, încă nu le vezi, da? E prea mare greșeală de perspectivă. Da, astea le discutăm. Dar i-a trimis o planșă. Fantastic. Low IQ, asta este. Foarte bine. Da. Ai rupt la piramide, da. E un pic ciudată planșa asta. Dar da. E ciudată fiindcă aș vrea totuși să se simtă partea arhitecturală un pic mai mult. Un contrast aici și unul aici pe diagonală, da? E foarte bine. Da, deci dacă avea contrastele acelea și un pic mai exagerată construcția, nicio problemă. Dădeam nouă fără nicio problemă. Da, foarte bine. Iulia, foarte bine. Da. Să mă gândesc. Da, foarte ok. Da, foarte bine. Evelin, mamă, tehnicul la tine e o provocare în sine. Nu se citesc clar. Uite-te. Da? Vezi cum se văd din prima? Dacă tu ești minte gen, se văd din prima umbrele. Și ce am să văd? Da? Da, ai putut, ai făcut cât de bine ai putut, da? Încearcă să depărtești și tu ochii ăștia un pic. Că-s prea... Da? Au triunghiul ăsta prea exagerat. Așa, am capit foarte bine. Da. Stai că e brășul prea mare. Da. Merge. Încearcă să pierzi și mai mult din degradul de linie. Știu că tu vrei să mergi pe stilul ăsta sensibil. Încearcă să nu te ancorezi încă într-o percepție de-asta prestabilită. Da? Cum vin temele, adaptează-te după teme. Foarte bine. Finuț desenate merge, da. Iosif, da. Evident, nu le putem face pe aceeași planșă. Trebuie să ne lălăim pe 5 planșe. Da? Chiar că pe 5 planșe, da. Foarte bine. Cât ai putut tu de bine, bravo. Desenul ăsta se simte că ai dat absolut tot ce ai avut. Chit că ai postat capul în sus. Irina, foarte bine. Da. Foarte bine. Cât de bine ai putut tu? Încearcă să dai fruntea un pic mai mare totuși. Iau craniul ăsta un pic mai mare, să știi. Foarte bine. Carina, vezi că vine aici niște muchii. E un pic OZN pentru tine, GDO. Imediat mă întorc. Ăsta l-ai făcut... Capitelul e... E andosat. E jumate din el, nu? Încearcă să exagerezi construcția în spate. Și astea și-au avut și ele, nu se par ciudate cum stau așa, albe. Trebuie să aibă și ele un degradeu ceva. Ce o iluzie optică. Imediat. Andreea, da. Pica-n plată hașura asta, încearcă să o dai mereu un degradeu. Da. E ce o mică iluzie optică. Prea vine căciula asta așa simetrică, știi? Da. E bine. E bine desenul tehnic. Aș fi vrut să le văd pe aceeași pagină. Da. E. Asta cred că e un pic bușit aici. Da. Pot să întrebi în timpul săptămânii, să știi, parcă chiar nu înțeleg de ce nu întrebați. Da, astea sunt pica micuțe. Înțeleg că degradeul ăsta ar fi mers bine aici. Trebuie să dea și el într-o direcție, că dacă e prea plat, tu
zici că e un degradeu cu capiteluri în colțuri, știi, în loc să fie capiteluri cu un degradeu să le susțină, da? Când zic 20 pe 20 acela, eu mă refer la capitel. Și restul coloana o face în funcție de paginație. Asta e chestie de comunicare, tu nu aplici ce zic. Da, merge. Da. Vezi aici cu tabla asta. Paul, da. Da. Da, e bine. Pentru începători e foarte ok. Da, îmi trimis de 5 ori să fii sigur că intră. Da. Da. E, sunt el un pic trase de păr aici cu vederile. Da, merge. Da. Aici, înțeleg, aici ar fi intrat atât de bine un degradeu din ăla. Și ce un pic exagerat cu niște negru în față, știi? Lorena, da. Atenție și la grafică. Da. Atenție la grafică. Volutele astea zici că sunt pitite. Nimeni nu vrea să le vadă, nu? Deci e iluzie optică. E păcat. Dacă puneai o întrebare, îmi trimiteai și îmi ziceai, se simte ciudat planșa asta. De ce se simte ciudat? Răspundeam, aplicai corectura și luai mult mai mult. Foarte bine. Da, bravo. Ai, da. Ai la partea de liber, da. Bine. Da. Fantastic, Rareș. Parcă vorbesc altă limbă. Nu? N-ai înțeles că trebuie să le predai pe ambele. Ca să ți le notezi, nu? Foarte bine. Foarte bine, bravo, cât de bine ai putut. Da, foarte bine. Da. Prea gol aici. Deci ar fi trebuit arhitrava asta să fie mega... Da? Grinda aceasta să fie mega decorată, știi? Și prin planul e cam sec ăsta, zici că dă cu capul de perete, știi? Dacă ai fost o volută din asta aici, în prim plan mai puternică, știi? Să scoată prin planul, da? Da. Da, degradeu din linie, neapărat. Deci ai făcut asta, le-a aliniat. Sfera asta trebuie să intre peste în proiecția ei, da? Tocmai de aceea venea tangență. Elipsele astea verticale sunt magice. Laura, da. Sunt săgețelele puse? Sunt. Da, merge. Ok. Foarte bine. Încearcă să scoți tot așa un prim plan. Trebuie să scoți tipa asta aici și asta să fie accentuate. Trebuie să fie să se rupă foarte clar ce e în față și da, un element important, da? Că altfel concurează între ele. Gabriela, da. Ce poză mică. Foarte bine. E ceva, Gabriela, la tine, că nu înțeleg, stai. Tudor, da. Puteai să le pui pe aceeași planșă. Asta ar fi mers așura foarte bine. Păcat. Începem să intrăm în zona crepusculară. Am zis că nu. Da, și am zis că nu. Bun.